pentru nativii zodiei Fecioară. Mercur, guvernatorul lor, în casa a 8-a, în semnul berbecului, casa 8-a însemnând, printre altele, da, și banii altora. Deci, foarte posibil preocupare, dorință de a scăpa de datorii, sigur, cât se poate, bineînțeles că nu facem datorii pe 30 de ani și reușim să scăpăm de ele imediat. Însă, chestiuni relativ simple. Se gândesc nu neapărat să economisească, tocmai să se lipsească pe ei temporar de anumite lucruri, să renunțe la chestiuni care nu sunt atât de importante, de urgente și doresc, pun accent, cum spuneam, pe plăți, returnarea unor împrumuturi, vor să fie cât se poate, de liniștiți, de curați. Evident, există și interes pentru recuperarea unor sume, da? Bani pe care i-au dat cu un împrumut sau foarte posibil să fie apărut niște încurcături, pentru că Mercur, dacă tot este retrograd, le mai și creează și atunci sigur că se pune problema rezolvării acelora. Deci, la început de săptămână, luni și marți, foarte bine, pot să primească ceva în urmă, că o fi vorba de o despăgubire, că o fi vorba de foarte bine de o plată pentru o tranzacție. Oricum, intră bani și tocmai de aceea, cum spuneam mai devreme, parcă nu vor să-i cheltuiască, parcă vor să dea la rândul lor acolo unde au datorii. Mai ales că în casa a șaptea, parteneriatelor, asocierilor, relațiilor de tot felul, există Saturn și Marte. Și cineva, celălalt, cei cu care au diverse relații, parcă îi presează să își achite, să scape. Deci, pe de o parte, este dorința lor interioară, pe de altă parte, foarte bine poate fi și un imbold, presiuni din partea